Unitățile de învățământ în care proiectul va fi aplicat sunt școlile gimnaziale din localitățile Arbore, Ipotești, Bosanci, Udești, Adâncata, Mitocu Dragomirnei, Pleșești, Hârtop, dar și în cadrul liceelor din Solca, Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei. Obiectivul principal al proiectului este sprijinirea educației financiare prin însușirea de către elevi a unor noțiuni economice și financiare de bază. Pentru atingerea acestui obiectiv se vor realiza expuneri referitoare la istoria monedei naționale și istoria BNR, informări privind atribuțiile, funcțiile și rolul băncilor centrale în economie, și informări legate de procesul de trecere a României la moneda euro. Elevii participanți vor primi pliante, broșuri și materiale despre tematica abordată. Proiectul Să vorbim despre bani și bănci se derulează ca urmare a protocolului de colaborare încheiat între Banca Națională a României și Ministerul Educației Naționale în anul 2013 și urmărește în fiecare an școlar extinderea activităților proiectului în sensul includerii în proiect a cât mai multor elevi din învățământul preuniversitar.